Bună ziua! Sunteți gata? Ok. Noi, echipa Partidului și Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, venim să batem alarma în legătură cu planul devastator pus la cale de către partidele de dreapta și de către președintele actual al țării pentru a lichida, după alegeri, două treimi din raioane și sate a Republicii Moldova, la indicația fondatorilor, la insistența fondatorilor Fondului Monetar Internațional. Suntem obligați să vă spunem noi lucrurile pe care alții le ascund acum, dar care sunt în planul lor de realizări după alegerile parlamentare anticipate. De mai bine de două decenii, forțele de peste hotare, în mod special Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, adică principalii creditori ai țării noastre, insistă pe tăierea diferitor cheltuieli publice. Așa, în 1998 a fost făcută reforma administrației publice locale, când au fost lichidate raioanele și s-a venit la județe, așa cum în țara vecină, în România. Însă costurile acestei reforme antipopulare au fost foarte mari pentru cetățeni și pentru zeci de orașe și sate din Republica Moldova. Ne amintim cu toții câtă nemulțumire a existat atunci în societate și cât a costat zecile de raioane și sate din țară. Atunci, cum am vorbit anterior, a existat o nemulțumire extrem de mare în societate și cât de mult a lovit această reformă în buzunarul cetățenilor simpli, care au fost nevoiți să meargă zeci sau chiar și sute de kilometri până la centrele județene, să stea în rând pentru a primi careva servicii publice. Acea reformă antipopulară a fost anulată de către comuniști în 2001, iar oamenii au resimțit foarte rapid schimbarea spre bine după revenirea la raioane. După ce partidele de dreapta au realizat în perioada 2010-2019 alte reforme antipopulare, cum a fost lichidarea sute de școli, lichidarea spitalelor, la indicația creditorilor externi, acum se insistă și se face presiune asupra Chișinăului pentru a merge la o altă reformă foarte grea pentru Republica Moldova, și anume la lichidarea două treimi din raioane și sate din țară. Despre această reformă administrativ-teritorială se vorbește câțiva ani, iar presiunile sunt tot mai mari și mai mari asupra forțelor politice din țară. PSRM este contra și va fi mereu împotriva acestei reforme antipopulare de lichidare a raioanelor. Știm bine însă că Maia Sandu a promis această reformă, ce presupune dispariția două treimi din raioane și din sate, să fie făcută rapid după alegerile parlamentare anticipate, dacă PAS va avea majoritate de unul singur sau cu alte partide de dreapta. În acest caz, îndemnăm să iasă public, acum, până la alegeri, să-și ia angajament și să dea detalii despre acest plan antisocial, antiuman, care a fost transmis unor forțe din Occident cu promisiunea că va fi realizat cu pași rapizi în schimbul unor noi credite de la FMI și Banca Mondială, inclusiv care să acopere o parte din cheltuielile care țin de schimbarea denumirilor oficiale ale localităților, schimbarea plăcuților pe instituțiile publice, inclusiv centrele regionale și primăriile comasate. Repetăm încă o dată, aproape două treimi din raioane și sate se intenționează să fie lichidate. Se cunoaște deja și despre bugetul de milioane de dolari americani, care este pregătit pentru ONG-uri și în special pentru instituțiile media, care vor asigura amortizarea acestor efecte pentru populație și care vor convinge populația că aceste reforme sunt necesare pentru a face careva economisiri. Cu siguranță, acești bani nu vor ajunge în bugetul de stat, nu vor ajunge în ca ajutor pentru oamenii simpli, ci se vor duce în buzunarele direct a ONG-urilor și instituțiilor media. Cu siguranță știm că se va merge pe aceleași variante de explicare a lichidării raioanelor și satelor.
pe care le vor numi optimizare, așa cum au mai numit, după modul în care au închis școli și spitale, prezentând public asta ca și o optimizare a banilor publici. Acum, stimați prieteni, va continua acest briefing colega mea. Bună ziua, mass media, bună ziua la toată lumea. Partia socialistă всегда боролась за интересы народа и выступала против антинародных реформ. Ведь реформы должны готовить компетентные и ответственные люди в интересы граждан Республики Молдова. Так называемые хорошие люди Уамень-Бунь хотят реформировать районы. Чем это грозит? Ликвидация районов будет означать, что люди не смогут получать по месту жительства услуги, связанные с пенсиями, социальными пособиями, поисками работ, кадастровыми вопросами. И по этим и другим проблемам им надо будет ехать далеко в центр, за десятки километров. Села без примарей, школ, детских садов, почтальонов, социальных работников будут постепенно умирать. Все эти планы по реформированию района и примарий принадлежат главе государства и ее единомышленников. Они уже намерены отдать землю, стадион, аэропорт. Мы помним, как Майя Санду реформировала образование. Были закрыты сотни школ, и за период 2012 года, 2015 лишились работы около 5800 работников, педагогов именно. Мы не забыли, как под предлогом укрепления и децентрализации были закрыты больницы, медпункты. Где и кем пишутся антинародные реформы? Кому они нужны? Заверяю вас, только не жителям Молдовы. Господа реформаторы, пожалуйста, выезжайте в районы, послушайте своих граждан. Думаю, они вам укажут точное направление, куда идти. Я много езжу по районам, и всем очевидно, видно, что села пустуют, и люди уезжают из страны. С реформированием районов примарий от нашего населения за пределы Молдовы только увеличивается. Может, это хитрый план нашего президента для пополнения рядов диаспоры? Неконструктивные реформы губительны для нас и еще больше осложняют планы. Выходит, реформировать, упразднить, может, и Молдову? Как говорится, такие реформы нам не нужны. Блок коммунистов и социалистов будет выступать в парламенте категорически против реформ по ликвидации районов. Мы будем защищать интересы своего народа. Мы выступаем за фискальную децентрализацию, за решение полномочий местных администраций. Деньги должны быть инвестированы в сообщество для создания условий достойной жизни наших сограждан. Социалисты и коммунисты рядом со своим народом это будут требовать и будут всегда предельно внимательны за тем, что происходит сегодня в стране. А именно реформа, которая сегодня не нужна для нашего сообщества. Спасибо.